Slăvit să fie Dumnezeu! Am cântat că va veni o zi glorioasă, ziua în care durerile vor înceta, ziua în care ne vom întâlni cu Mântuitorul nostru drag. Însă până când vom ajunge în ziua cea glorioasă, suntem într-o altfel de zi. O zi de întristare, pe de o parte, dar și o zi pilduitoare pe de cealaltă parte, întrucât vrem ca ceea ce facem aici să fie întâi de toate o ofrandă frumoasă înaintea lui Dumnezeu, o jertfă frumoasă și apoi o motivație pentru noi, cei care încă suntem în alergarea noastră pe pământ, să ne sfârșim cu bine alergarea. Mă spunem bun venit tuturor celor care ați găsit de bine să fiți, așa cum zice înțeleptul Solomon, într-o casă de jale, pentru că acolo inima se face mai bună, aducându-ne aminte că și noi vom pleca de pe pământul acesta. În același timp îi salutăm cu drag pe toți cei care ne urmăresc pe canalele media ale bisericii. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și nu în ultimul rând, un cuvânt special vrem să adresăm familiei înduliate. Dacă seara trecută a fost o seară total diferită decât oricare altă seară în ce privește priveghiul, seara aceasta situația legislativă, pandemică, a permis ca Dani, nepotul fratelui Vasile, să fie parte aici cu noi, la seara aceasta de priveghi. Pe canalele media transmitem un cuvânt de mângâiere fratelui Simi, copiilor fratelui Vasile. Dumnezeu să vă mângâie și să vă dea putere în situația asta grea prin care treceți. Ce vom face? Nimic altceva decât numele Domnului vrem să-L înălțăm. Aducându-ne aminte de umblare frumoasă a fratelui Vasile. Și cum spunea așa seară, fratele Vasile nu poate fi pus într-o singură cutie, este al cuiva. Într-un fel a aparținut 9 ani de zile Bisericii Betania, dar a aparținut și Bisericii Stânca și avem câțiva reprezentanți aici. A aparținut și Bisericii Nădejdea din București sau Bisericii Iris din Cluj sau Institutului, cu siguranță că da, sau facultății. În multe locuri s-a răsfrâns activitatea și inima fratelui Talpoș, așa că și în seara asta vor fi frați din comunitatea sibiană care vor aduce un cuvânt